Acest program conține plasare de produse. Bun găsit, dragi telespectatori, astăzi într-o ediție frumoasă a emisiunii Aducător de Bucurie, emisiune de care vă bucurați în fiecare duminică de la ora 18. Alături de mine, așa cum v-am obișnuit, invitatul special, Părintele Emilian Prodan. Bine ne-am reîntâlnit, Părinte! Bine v-am regăsit! Mulțumim că de fiecare dată veniți în ajutorul nostru cu răspunsuri și cu ajutorul Sfinților, respectiv a Divinității, pentru rezolvarea problemelor personale. Tema de astăzi a emisiunii va fi și ne-am gândit să o abordăm despre necazurile vieții, cum apar ele, cum le putem rezolva și unde ne putem găsi răspunsul la întrebări. Da, necazurile vieții vin peste oameni atunci când probabil sunt pregătiți cel mai puțin să le facă față. Te gândești oare de ce s-a întâmplat sau se întâmplă ca în viața ta să ai parte de încercări, de supărări și de necazuri? Și oare cu ce ai greșit înaintea lui Dumnezeu ca tu, cel care astăzi suferi, să treci printr-o asemenea suferință? Vă spun că de multe ori necazurile vin ca plăți. Plăți pe care noi le muștenim și nu vreau să folosesc cuvântul karmice, plăți karmice, pentru că nu este aprobat sau înțeles de toată lumea. Dar că necazurile nu vin de capul lor în viața noastră. Ele sunt îngăduite de Dumnezeu fie pentru a ne îndrepta noi viața, pentru a ne face mai puternici, sau pentru a învăța ceva din ele, pentru că ele sunt o lecție pentru fiecare dintre cei care le-au cunoscut și au trecut prin ele. Când vorbești de necazuri, te raportezi la mai multe, nu doar la unul singur, că se spune că necazurile nu vin singure. Sunt oameni care au necazuri că și-au pierdut persoane dragi, sunt părinți care suferă din pricina copiilor, sunt oameni care trec prin necaz pentru că au anumite suferințe și boli. Și le spun tuturor acestora să nu se teamă că există soluții la orice supărare pe care viața ți-o scoate în cale. Este important modul în care tu știi să gândești, să gestionezi și să-ți păstrezi, foarte important ce vă spun, să-ți păstrezi starea de spirit, echilibrul, să nu te prăbușești. De-abia atunci și în acele momente îi cunoaștem cu adevărat pe cei care ne-au fost alături, pe cei care au fost sinceri și care au rămas lângă noi nu numai la bine, dar și la greul și etapele vieții pe care le-am experimentat acum, fără poate să ne le fi dorit, că nu cred că există un om care să-și fi dorit necazuri în viață. Prietenul la nevoie se cunoaște. Însă, să știți că oamenii care trec prin aceste filtre ale vieții, peste aceste încercări, devin mult mai curați. Și este bine să ardem această suferință, cu ghilimele de rigoare, în această viață și nu după moarte, pentru că după moarte nu mai putem face nimic. Ne întrebăm oare dacă ar fi pus un om, sau dacă ai fi pus tu, iubite suflete, să alegi între a-ți pierde viața sau a trece prin încercări, ce ai alege? Cu siguranță că oamenii ar alege viața și încercările, pentru că ele vin și trec. Însă, oamenii, din păcate, după ce au scăpat de suferințe, uită de cei care le-au împărtășit, au empatizat cu ei, și mă refer la oameni. Sunt oameni care
au fost alături de cei care au suferit și astăzi nu mai sunt salutați, nu mai sunt băgați în seamă. Și sunt oameni care au suferit, n-au învățat nimic, au scăpat cu bine și continuă să greșească înaintea lui Dumnezeu și în fața Universului, persiflând creația lui Dumnezeu, omul, și legile Universului, care uneori sunt scrise și le putem citi, dar majoritatea legilor din Univers pe care noi le încălcăm cu bună sau cu rea credință sunt nescrise. Una din legile nescrise ale Universului este trădarea. Câți oameni oare n-au fost trădați și nu se simt trădați de cei cărora le-a oferit sufletul pe tavă, le-a oferit încredere maximă, ca ulterior, ca răsplată, să primească o mare dezamăgire? Câți dintre noi, oamenii, cei care mă urmăriți astăzi, am învățat și învățăm să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat, pentru darurile care ne-au fost acordate nouă, mai mult sau mai puțin, și inclusiv pentru puterea pe care omul o are, că atunci când trece prin suferință să fie capabil să o depășească și să rămână în picioare. Să știți că acesta este un dar pe care nu-l are oricine, pentru că nu toți oamenii sunt la fel de puternici la nivelul minții, nu toți oamenii sunt suficient de capabili să facă față provocărilor și ne întrebăm atunci ce soluții adoptăm sau ce soluții găsim. De aceea, în această emisiune, aș dori în mod special să mă opresc puțin la câteva secrete și la puterea pe care o au sfinții, despre care ați auzit, despre care vă vorbesc, în a vă rezolva multe din necazurile și suferințele vieții pe care voi le parcurgeți și la care chiar nu știți unde să găsiți leacul, soluția și rezolvarea lor. Și m-aș adresa în mod special la cei care astăzi trec prin suferința pricinuită de blesteme și farmece, pentru că foarte mulți dintre cei care ne ascultă și ne urmăresc, fie ei și preoți, stau și analizează cuvânt cu cuvânt ceea ce spun și spun: Doamne, câtă dreptate are acest om. Pentru că eu nu vă vorbesc din cărți, deși cărțile au fost scrise prin intermediul altor cărți. Eu vă vorbesc din experiența vieții și a oamenilor care vin și se plâng și ascultă îndemnurile mele și îmi povestesc iadul suferinței lor și tristețea care îi apasă. Unul dintre exemplele pe care vi le dau este acela legat de blesteme, în care generații întregi au fost subiectul acelor suferințe, aceleași boli, boala incurabilă, de care n-are rost să amintesc, lumea înțelege ce vreau să spun. Fica, bunica, mama și străbunica au murit de aceeași boală la o vârstă fragedă. Oricât ai spune că este o coincidență, n-ai cum. N-ai cum să accepți că această coincidență s-a transmis la 4 generații cu aceeași suferință, pentru că ceea ce trebuie să știe, dragii mei credincioși, că atunci când un om este trist, când are o neîmplinire și o suferință pe care nu o poate accepta, cum să accept eu să-mi iert soțul care mă înșală sau să-l iert pe băiatul sau fiica care mă lovește și mă blamează? Și oamenii care trec prin asemenea încercări și suferințe, nu numai asta, și-au pierdut averi, le-au murit copiii în accidente, ferească Dumnezeu că te auzi, îți faci cruce cu ambele mâini și nu poți să crezi că există asemenea suferințe în viață și cum de omul poate să le ducă,
Și atunci, ascultându-le lor suferința, ei nereușind să se golească de ea, să se dezlege de această suferință, toată această boală a sufletului își caută un organ din trup care este mai sensibil. Să se instaleze, da. La unii este rinichiul sau rinichii, la alții gâtul, alții spatele sau la femei de regulă sânii. Și să nu uităm că și inima este filtru supărărilor noastre. Și atunci apare această boală incurabilă, pe care o numesc medicii incurabilă, și care nu are leac. Și cu toate acestea, de-a lungul vremii, Dumnezeu a demonstrat că oamenii care trec printr-o astfel de boală și suferință au putut fi vindecați și cu ajutorul medicinei alopate, dar și cu ajutorul medicinei spirituale sau a rugăciunilor, sau citind de altfel conceptul de sacroterapie, medicina sufletului, și-au ajuns să învingă boala și mai ales să învingă moartea. Parcă mi-ați citit gândurile, părinte, și dacă îmi dați voie, că tot ați amintit de sacroterapie, urma să vă pun întrebarea, dar vă voi adresa acum. Există prin studiu, prin sacroterapie, prin puterea sfinților și prin rugăciunea noastră adresată lor, mesagerilor lui Dumnezeu, autovindecarea, însă prin răbdare și așteptare, categoric, nu de pe o zi pe alta. Ce se întâmplă? Vă voi explica și științific și religios. Și rog pe cei care ne urmăresc la această oră să sune prietenii și să asculte, pentru că această emisiune este inedită. Și voi dezvălui câteva lucruri pe care de le vor citi în multe cărți, nu le vor afla. Noi avem anticorpi. Anticorpii sunt armata care apără corpul. Însă ei sunt precum întrerupătorul de la curent, care stau în așteptare ca tu să apeși butonul, să-i pui în activitate. Din păcate, noi blocați, consternați de frică și cu un anturaj care ne plânge de milă și ne compătimesc, vai săraca de tine, vai săracul de tine, nu fac altceva decât să-și genereze o frică, frică care de fapt nu te lasă să ajungi la butonul de lumină, să-l aprinzi și să-ți luminezi casa cuprinsă de întuneric, și sigur că luminând-o nu te mai bați de scaune, de mese și știi să ajungi acolo unde ți-e locul sau unde dorești să ajungi. Anticorpii nu vor putea niciodată acționa la un om la care gândirea pozitivă lipsește. Pentru că omul se hrănește în fiecare zi, pe lângă hrana care poate fi nocivă, și noi nu luăm în serios aceste lucruri, se hrănește cu informația care este publicată pe Google, pe net sau din stânga și dreapta, ceea ce aud oamenii. Unde greșesc oamenii care se află în necazuri și suferință? Acolo, că ei întotdeauna se compară cu persoanele care au eșuat, care n-au reușit. Persoane care n-au reușit, fie n-au fost informate, fie au fost, din păcate, informate greșit, sau nu li s-a declanșat la timp armata de anticorpi care să pună în stare de veghe organismul, care este atât de perfect creat de Dumnezeu și funcțional, și care, atenție, organism se încarcă pe lângă hrană, repet, care poate fi nocivă sau nu, și știința a dovedit că au fost oameni care au postit și au trăit fără să mănânce, se încarcă cu energia puterii lui Dumnezeu, cuvântul și rugăciunile pe care noi le facem sau nu la momentul și timpul potrivit. De ce a îngăduit Dumnezeu să fie sfinți?
Pentru că omul, de multe ori, păcătos, iubăreț, pătimaș, nu și-a dobândit iertarea și n-a ajuns la acel nivel de puritate a trupului și a sufletului în care să merite sau să ajungă la acel nivel de frecvență înaltă în care să poți comunica pe aceeași frecvență cu Universul și cu Dumnezeu. Și atunci apelează la Sfinți. Ce fac Sfinții? Avem atâția. Vorbesc atât de frumos preoții. Îi vedeți pictați pe toate, în toate icoanele, pe pereții bisericilor. Însă eu vin și vă spun că există sfinții pe care îi vedem în micul ecran, de care nu s-au vorbit prea multe lucruri, nu s-au spus despre ei multe lucruri, pentru că oamenii nu le-au cunoscut. Cine ar fi auzit de Sfântul Pancratie până la momentul la care eu l-am făcut cunoscut? Și astăzi sau există de... în biserici acatistele Sfântului sau Pancratie. Sfânta Agnia, vindecătoare a bolilor fără leac. Sau Sfânta Cecilia, ajutătoare a celor care nu se pot căsători și, de ce nu, un sfânt respectat și iubit înainte de schismă din 1054, Sfântul Emidio, sfântul păzitor al caselor la cutremure și calamități. Și revin la momentul la care omul află că are un necaz, că multe din necazuri vin de la boli sau pleacă de la boli și omul cade în acea stare de degradare a spiritului și a psihicului, începe să se gândească la moarte și că viața lui mai repede sau mai târziu se va termina. Greșit. Viața ta este dată de Dumnezeu ca un dar. Ea poate fi prelungită prin felul în care știi să-ți hrănești spiritul și trupul și prin felul în care ai grijă de tine. Că dacă tu n-ai grijă de tine, iubite creștine, cine vrei să aibă? Orice exemplu poți să fii tu pentru cei de lângă tine pe care tu îi aperi ca mamă, ca tată, ca frate, ca soră, ca iubit, iubită. Tu te afișezi și te prezinți ca omul care vine să te ajute dacă tu, la rândul tău, ești un om căzut și n-ai grijă de tine. Dar există o posibilitate de vindecare, părinte, ținând cont că adolescenților poate nu li se vorbește atât de des despre aceste aspecte pe care dumneavoastră le subliniați în cadrul emisiunii Aducători de Bucurie și ulterior cu schimbarea mentalității să cunoască și autovindecarea? Schimbarea mentalității ține de modul în care primești informația și ești educat. De aceea cărțile pe care noi le citim nu sunt întâmplător recomandate. Și aici nu sunt la un post de televiziune să fac reclamă cărților sau unor sfinți, că sfinții se fac vădiți prin puterea lor. Însă un om care citește o carte și înțelege că există canale de comunicare pe care trebuie să le activezi, exact ca și cum schimbi frecvența la postul de radio și asculți o muzică care îți place. Acela este canalul de comunicare a minții tale cu muzica cu care rezonezi. Același lucru și aici și sfinții. Credeți că întâmplător vă vorbesc eu astăzi, la această oră, despre puterea și ajutorul sfinților și vă spun că nu. Pentru că nimic în viața unui om nu este întâmplător și nimic în viața omului nu se întâmplă la voia întâmplării. De aceea, cei care vă regăsiți în ceea ce spun și aveți suferințe, boli, aveți prieteni bolnavi, rude, vă întreb la modul cel mai logic și sincer, ce pierdeți dacă credeți și faceți ceea ce vă recomand? Eu vă spun că absolut nimic și puteți primi o nouă șansă la un nou început de viață cu Dumnezeu și împreună cu Sfinții, pentru că dacă faceți, așa cum spune Sfânta Scriptură, juruințe lui Dumnezeu și le și împliniți, jurămintele făcute înaintea lui Dumnezeu
se împlinesc și vor fi împlinite la momentul în care tu crezi cu adevărat că ceea ce ceri poate deveni realitate. De aceea, dau un exemplu, Hristos când era prezent în fața bolnavilor, punea o întrebare pe care eu vă pun acum. Credeți voi? Sau crezi tu cu tare care cere ajutorul că eu te pot vindeca? Și omul răspundea, cred, Doamne, ajută-mi? Și își făcea cruce necredinței mele. Ajută-mă pe mine, cel care poate sunt îndoielnic și la care credința mea este puțin îndoielnică pentru că vin 100 de, așa zis și în ghilimele, prieteni, care vin și spun, du-te, domnule, vezi de treabă. Ce s-a scos, ce spune preotul ăla sau popa ăla, mai nou, știți că așa îi se spune preotului popa. Și te scoate din priza conectării cu Sfântul sau cu Divinitatea la care eu te trimit pentru a-ți da o șansă. Și acum, întrebarea numărul 2. Crezi că dacă ai cumpărat o icoană, indiferent de valoare, cea mai mică sau cea mai mare, ai sărăcit? Oameni buni, nu sărăciți. Asta este testul suprem pe care voi trebuie să-l treceți. De a demonstra în univers că nu vă zgârciți când e vorba de suflet. Și nu vorbesc de icoanele pe care le vedeți aici. Te duci într-o biserică. Știți cât se caută în buzunar oamenii când trebuie să cumpere ceva pentru suflet? Deși au, spun că n-au. Dar dacă era vorba de un salam, de o carne bună, de un whisky, imediat se plătea. Și atunci nu este simplă logica lucrurilor și răspunsul. Cum vrei să te ajute Dumnezeu dacă tu pentru tine, pentru ceva care este imaterial, care are valoare mai mult decât materia pe care o bagi în tine și mâine, mă iertați, sau mai târziu o arunci la toaletă, dacă ceea ce poate fi pentru suflet o șansă, tu nu o prețuiești și nu crezi, ajungem la, crezi tu că eu te pot vindeca? Dacă omul acela ar fi spus, nu cred, nu s-ar fi întâmplat nimic. Și iată cum acești sfinți, începând de la Nectarie, Pantelimon, Sfânta Agnia, vindecătoare de boli fără leac, de-a lungul zecilor de ani, oamenii care au fost ajutați i-au dat această denumire, știți? Precum îi se spune Sfinte Cecilia, Sfânta Cecilia cea frumoasă, Sfânta muzicienilor și ajutătoare a celor care nu vor se pot să se căsătorească sau care vor să se căsătorească. Deci, am văzut și depun mărturie în această emisiune oameni și am scris ceea ce spun de la ei care au venit la limita disperării. Au spus, oricum nu mai avem nimic de pierdut, tot ce era de făcut, am făcut. Medici, tratamente, bani cheltuiți, plimbări în țări străine. Toți au spus, ești la mâna Domnului, că El hotărăște. Dar sunt foarte mulți creștini, părinte, care în momentul în care se apropie pierderea unei persoane dragi, să spună că puteam să fac mai mult. De ce își pun încrederea în forțele proprii mai mult decât în divinitate? Pentru că acești oameni n-au ajuns la întrerupător. Exact ce ne spuneați la puteam început. Puteam să fac mai mult dacă ajungeam la întrerupător, aprindeam lumina și vedeam că în fața mea este un scaun de care m-am lovit și nu l-am văzut. Înțelegeți sensul? Da, n-am făcut, da. Ca să primești informația divină, ăsta este rolul, că sfinții din ziua în care tu i-ai chemat și i-ai luat, în casa ta ai 100 de icoane pe perete, foarte bine, te felicit. Mai pune una. Că n-ai nici sărăcit, dar te-ai îmbogățit. Iar bogăția sufletului tău va cântări mai mult decât boala și suferința pe care o ai, pentru că și tratamentul pe care tu îl iei de la medic recomandat este influențat de starea ta de bine pe care o ai și de bucuria pe care o simți în suflet
știind că te-ai rugat și că lângă patul tău de suferință este un sfânt care veghează și se roagă pentru tine. Cât de mare este acest dar pe care poți să-l ai fără să faci un efort prea mare, să alergi 100 de metri pe stadion, să te dai peste cap sau nu știu ce să faci. Că dacă ți era scris să mori, mureai. A fost un virus care a omorât milioane de oameni. Oare aceea s-ar fi gândit că dintr-un virus se va putea muri? Își vor lăsa case, averi, plăceri, trupești, bani, concedii și vor pleca dincolo? Nu. Ce s-a întâmplat? Acei oameni erau consternați de frică. Pentru că era și o glumă, în ghilimele, teologică, că un sfânt s-a întâlnit cu boala, cu virusul și a zis, unde te duci? Mă duc într-o țară că am de luat mai multe vieți. Păi ce bine, te rog, dar nu lua multe, nu o să iau, îți promit decât puține. Și când s-a dus sfântul, a constatat că erau zeci de mii de oameni care au pierit. Și s-a reîntâlnit cu boala și a zis, mai mințit, ai zis că nu e decât câteva. Da, eu n-am luat decât câteva, restul au murit de frică. Frica este cea care îți întunecă mintea, care te țintuiește pe loc și te blochează în gândirea ta negativă că nu vei mai face nimic și că vei pierde lupta. Nu este adevărat. Îmi amintesc multe pilde când vă vorbesc de sfinți și de o persoană foarte grav bolnavă pe care am mers să o împărtășesc acasă și care tot timpul în care mi-a vorbit a plâns. Și plângea mustrată de conștiință că atunci când a fost sănătoasă n-a avut înțelepciunea, ca să nu zic altceva, de a dedica 2 ore din viață să vină la biserică și să-L roage pe Dumnezeu să o păstreze în armonie cu El și cu Universul. I-am povestit atunci de Sfântul Pangratie, care este izgonitor de demoni, aducător de bucurie, pentru că în cartea din icoană, cine citește și este înțelept, în cartea din icoană scrie acolo Sfântul, cine mă va avea în casa lui. Cine mă va avea, nu ești obligat. Bucuria, bunăstarea și iubirea vor lua locul întristării. Adică locul întristării, întristarea va fi înlocuită de bucurie. De bucurie, pentru că bucuria este sursă de energie pentru suflet și pentru trup. Aș vrea puțin să ne vorbiți și despre manualul bucuriei, părinte, pentru că, așa cum ne-ați zis de fiecare dată, cum orice medic, fie el pediatru, stomatolog și așa mai departe, așa sunt și acatistele pe care trebuie să le citim atunci când simțim că un necaz ne acaparează sufletul sau casa. Darul bucuriei, acel manual, această carte, dezlegarea nodurilor vieții, este o carte care clarifică foarte limpede pașii pe care omul trebuie să-l urmeze în anumite situații, adică ce rugăciuni trebuie să folosești atunci când îți cauți un loc de muncă. Cărui sfânt și ce acatist trebuie să rostești atunci când ești singur și vrei să-ți găsești perechea sufletului. Ce acatist și rugăciune trebuie să folosești sau să rostești atunci când ai necazuri mari. Acest pachet numit Darul Bucuriei este de fapt un îndrumător, un manual, o carte care conține rugăciuni acatiste ce pot fi citite de omul de rând, pentru că acolo sunt și dezlegări. Rugăciuni prin care noi rugăm pe Dumnezeu să ne dezlege de moștenirile genetice pe care le aducem în prezent, de blestemele moștenite de străbuni. Nu știm dacă bunica
sau bunicul sau străbunica, când au murit, erau spovediți și împărtășiți. Și dacă n-au avut la rândul lor niște agățături pe neam, păcate, care nefiind mărturisite s-au transmis, de ce se spune, până la șaptelea neam. Iar dacă eu sunt a treilea sau a cincelea neam, plătesc astăzi pentru ele. Sunt multe lucruri care pot fi spuse despre necazuri și revin la ce m-ați întrebat mai devreme, copiii. Mulți părinți au copii neascultători și foarte mulți copii sunt bolnavi. Am spus-o că există două nume de copii pe care nu le pot spune la televizor, pe care n-ar trebui să le recomandăm sau n-ar fi trebuit puse de părinți la băieți și la fete. Și ar fi bine părinții, înainte de a da naștere pruncilor, mamele în mod special, să se împărtășească și să se spovedească. Și în perioada în care se formează copilul în burtică, să păstreze o rânduială care să fie aproape de Dumnezeu prin rugăciuni, cântece frumoase, religioase, muzică de bună calitate și să evite cât mai mult supărarea. Pentru că ceea ce constat astăzi, în secolul în care trăim, văd foarte mulți copii cu probleme, probleme care le-au moștenit încă din naștere și cu care părinții lor se confruntă astăzi, mergând pe la specialiști, psihologi, medici, preoți, să le dea de leac. Ca să trăiești în armonie cu Dumnezeu și cu Universul, nu e greu. Dacă ai făcut o faptă rea, amintește-ți-o și fă 5 fapte bune. Dacă ai cheltuit pentru trup mai mulți bani, rămâne dator sufletului și cheltuiești pentru suflet, ajută și pe cei care au nevoie de ajutor. Nu te zgârci. Și ce este bine să știe oamenii, că în casele lor trebuie să existe câte o plantă, o floare. Floarea, de fapt, este barometru vibrației casei tale și dacă aceasta este tristă, și floarea va fi tristă și ofilită. Și dacă în casa ta este veselie și bucurie, și planta respectivă care viață va fi veselă și bucuroasă. Însă, precizez și mărturisesc că zeci, sute de oameni m-au sunat și au spus, de când îl am pe Sfântul în casă, s-a așezat o pace și o liniște pe care n-am simțit-o până atunci. Răspunsul este limpede. De ce? Pentru că acolo unde este icoana Sfântului, a oricărui sfânt pe care voi îl aveți astăzi pus pe perete, începând de la cei mai cunoscuți sfinți mari și până la cel mai modest, acolo sunt și ei atunci când le chemați sau le strigați, sau le strigați numele. Persoana bolnavă, îmi amintesc că o striga pe Sfânta Agnia. Agnia înseamnă cea care învinge. Și aș ruga pe tinerii părinți care vor da naștere fetelor să le pună numele fetelor de Agnia. Este un nume atât de frumos și atât de rar. Pentru că Agnia este cea care învinge. Vă va învinge în casa voastră tristețea și vă va aduce bucurie. Și când un copil de mic intră sub oblăduirea unui sfânt, acel copil va fi binecuvântat și păzit de Dumnezeu. Revin la puterea și darul pe care Maica Domnului
ne l-a dat nouă ca astăzi să-i cunoaștem pe Sfinți. Pentru că la bisericuța unde eu vă invit să veniți și să ajungeți, Bisericuța Sfânta Maria din Voluntari Pipera, o veți găsi și pe Maica Domnului, printr-o icoană pictată de Tătărăscu. Și veți găsi și pe Sfinții care sunt acolo, mai ales că spre sfârșitul lunii vom aduce, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, vom aduce pentru 2 zile pe Sfânta Cecilia, ca cei care doresc să-i spună dorința și să se roage, să aibă posibilitatea de a atinge moaștele. Însă revenim la bisericuța Sfintei Maria, o bisericuță din lemn frumoasă, un colț de rai. Și pentru că vorbim de Maica Domnului, aș vrea să vă spun în câteva cuvinte o poveste reală în care un om mergea în fiecare zi pe malul mării și se ruga și privind în urmă 2 urme îl însoțeau pe nisip și se întrebau ale cui sunt. Și într-o noapte, într-un vis, i s-a arătat Maica Domnului și a zis: nu te necăji. La rugăciunea pe care tu o faci pentru copii și familia ta sunt eu. Eu te însoțesc și rugăciunile tale le duc spre cer. Bucuros de această veste, mergea omul cât mai des să se roage și privea urmele și era încântat. Dar după ceva vreme, soția l-a părăsit, a plecat la Domnul și copiii s-au răsfirat în lume și omul a rămas singur, trist. Și plângând, s-a întors pe malul mării și s-a întristat atunci când, privind în urmă, nu mai vedea urmele ce îl însoțeau până atunci la rugăciune. Și a strigat: unde ești, Maica Domnului? După tot ce toți cei dragi ai mei, după ce toți cei dragi ai mei m-au părăsit, m-ai părăsit și tu? Și s-a răspuns: nu te-am părăsit, ci te-am luat în brațe. Oare pe câți dintre voi, cei care astăzi mă ascultați, nu v-a luat în brațe? Oare pe câți dintre voi, cei care mă urmăriți, nu v-a luat în brațe Maica Domnului atunci când v-a fost cel mai greu și a spus că viața se termină aici? Așa cum Sfinții v-au fost alături atunci când i-ați chemat. Și vă spun că mulți îmi veți da dreptate, da, așa este. Se întâmplă ca în viață să treci prin necazuri și să spui: nu mai am nicio ieșire, niciun rezultat, nicio scăpare. Și atunci primești semnul: nu te teme, că sunt lângă tine. Sau trec prin necazuri, dar n-au puterea recunoașterii, n-au recunoștință față de ajutorul primit. Există și astfel de oameni care cred că ei pot rezolva totul, însă există o limită. Iar limita pe care noi oamenii nu o înțelegem este până la un punct. De acolo intervine forța divină, în care tu ești pus în cântar și în balanță și se pune întrebarea: oare merită acest om și suflet să fie ajutat sau nu? Pentru că nici el la rândul lui, când era nevoie să ajute, n-a ajutat. Și atunci vin cu o completare pe care părintele Arsenie o spunea: că nu te va judeca Dumnezeu atât de mult pentru greșelile tale, cât te va judeca pentru binele pe care puteai să-l faci și nu l-ai făcut. Deci iată, dragii mei, cam cum stau lucrurile în această viață și în acest univers. Noi nu suntem de capul nostru. Noi nu suntem
pe acest pământ doar ocupanți a unui loc în univers, așa cum am primit daruri și drepturi, avem și îndatoriri. Și una dintre îndatoririle noastre, cele mai importante pe care o ignorăm de multe ori, cu bună știință, este aceea de a fi recunoscători pentru tot ceea ce am primit. Bun sau rău? Pentru că dacă este bucurie, este un dar. Dacă este întristare, este o provocare. Dacă este suferință, este izbăvire. Și multe alte exemple le-aș putea da până la sfârșitul acestei emisiuni. Și pentru că emisiunea se apropie, Părinte, de final, și am discutat despre necazurile vieții și cum pot oamenii să le rezolve, care ar fi sfatul dumneavoastră în calitate de duhovnic pentru dumnealor ca o concluzie a emisiunii de astăzi? Sfatul meu ar fi ca cel puțin pentru câteva ore să stea să vorbească ei cu ei, să-și identifice un duhovnic, să-și identifice un om spiritual cu care să vorbească, un om pe care să-l întâlnească și căruia să-i ceară să le dezlege păcatele și blestemele lor, ale vieții, și de ce nu și jurămintele. Pentru că revin, și am mai spus-o, când te căsătorești, depui un jurământ înaintea lui Dumnezeu, dar vine clipa și momentul când, dacă te-ai despărțit de acel om și nu mai ești cu el, trebuie să și dezlegi ceea ce tu ai jurat în fața altarului, în fața lui Dumnezeu. Pentru că orice jurământ nedezlegat te va ține agățat de trecut și nu vei putea cunoaște viitorul. Mulți preoți vin și spun că n-au auzit de dezlegările de jurăminte pe care le fac oamenii la cununii și le spun că există. Există rugăciuni de dezlegare a jurămintelor noastre, a blestemelor, care sunt regăsite și în molitfelnic și pe care le putem citi acelor suflete care cu adevărat vor să-și curețe trecutul și să înceapă o nouă viață. Mulțumesc, Părinte, pentru că ați fost și astăzi alături de noi la emisiunea Aducător de Bucurie. Și eu le mulțumesc și îi rog să țină cont cei care au înțeles mesajul să nu se zgârcească când vine vorba de suflet și să ceară în sufletul, în viața, în casa lor, ca Sfântul să le dea vrednicia să le ocupe locușorul binecuvântat și din ziua în care Sfinții vor fi la ei, prin propria lor voință, să primească darul bucuriei, al binecuvântării și a înțelepciunii. Amin. Dumnezeu să vă ajute. Mulțumesc. Amin. Mulțumim și noi, Părinte. Dragi telespectatori, emisiunea de astăzi se apropie de final. Vă reamintesc că puteți urmări toate edițiile emisiunii Aducători de Bucurie pe canalul de YouTube, accesând și căutând titlul pe care dumneavoastră îl doriți și primiți răspunsurile ca de fiecare dată de la Părintele Emilian Prodan. Eu vă doresc o duminică binecuvântată, vă mulțumesc pentru atenția acordată și nu uitați că ne revedem și duminica viitoare. Seară liniștită! Acest program a conținut plasare de produse. Sfinte Mucenice Pangratie, te rugăm să ne sprijini și pe noi în războiul nevăzut, să ne fii scut de apărare, să mijlocești cu rugăciuni la Domnul Hristos, să vină El să învingă pentru noi. Cercetează casele noastre, alungă orice sălășluire a răului din ele, curăță de întinăciune și de funinginea demonilor care nu ne lasă să ducem o viață de rugăciune, închinată lui Dumnezeu.
Sfântul mucenic Pangratie este întăritor al credinței, ocrotitor de mari vrăjitorii și farmece și grabnic ajutător al celor aflați în deznădejde. Sfântul dorințelor stinge mărturiile mincinoase, arată dreptatea și adevărul, aduce bunăstare vieții și sănătate trupului și sufletului. Sfânta icoană aduce bucurie în locul întristării, iar cei care l-au luat pe Sfântul Pangratie drept protector, azi mulțumesc pentru ajutorul grabnic primit. Cu drag te cinstim, Sfinte Pangratie, în fiecare an, pe data de 9 iulie. Cei care îl doriți pe Sfântul Pangratie să vă fie ocrotitor al casei dumneavoastră, îl puteți avea sunând la 031-824-2147. Să aveți bucurie! Cunoașteți deja acest salut al părintelui Emilian. Tocmai pentru a vă păstra bucuria în suflet și a o dărui celor dragi, puteți acum cumpăra cele 4 cărți ale părintelui. Te iubesc, cuvintele care au puterea de a schimba viața și prin tine lumea. Tu mă iubești, tratat de bunăstarea sufletului. Cartea ce-ți descoperă adevărul despre partenerul tău. Cuvinte vii care vă pot vindeca sufletul. 135 de cugetări ce-ți pot schimba viața. Sacroterapia. Enigma vindecărilor miraculoase și a reușitei sale în viață. Primul manual de sacroterapie pentru rezolvarea problemelor dumneavoastră zilnice. În ele veți găsi etape din viața dumneavoastră prezentă și viitoare și soluții pentru a vă schimba viața și a vă alunga tristețea. Cei care veți cumpăra întregul pachet veți primi cadou CD-ul Cum transformăm frica în putere, care vă va învăța lucruri noi și vă va ajuta să reușiți. Toate cărțile sunt balsam pentru suflet și aduc bucurie. Ce este oare mai frumos decât să dăruim bucurie și să le acordăm șanse celor care caută să le primească? Nimic nu este întâmplător. Nici întâlnirea cu părintele Emilian prin cele 4 cărți ce vă pot schimba viața. Stocul este limitat. Sunați acum la numărul de telefon 031 824 2147.